Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. În acest video mi-am propus să vă arăt cum se instalează BMW Standard Tools și ISTA. Și deși există destul de multe tutoriale pe internet care arată cum se instalează aceste programe, cei care cumpără interfețe de diagnoză de la mine, din când în când, dau dificultăți la instalare. De aceea am decis să fac acest tutorial. Voi instala pe un Windows 7 pe 32 de biți, dar programele funcționează și pe Windows 8 și pe Windows 10, chiar și pe 64 de biți. Ele pot fi folosite cu internetul pornit și cu antivirusul pornit. Eu, la momentul ăsta, am antivirusul activ. Mai târziu, în timpul copierii fișierilor, o să-l dezactivez pentru că veți observa viteza de copiere a fișierelor va crește odată cu dezactivarea antivirusului. Deci, dacă vreți ca instalarea să decurgă mai repede, puteți opri antivirusul. Bun. Eu ofer celor care cumpără interfețele de diagnoze de la mine, ofer acces la acest OneDrive de unde pot downloada kitul de instalare pentru Standard Tool și pentru ISTA. Bun, acum, pentru a face filmul mai scurt un pic, eu am extras deja arhivele pentru Standard Tool și ISTA și avem totul pe desktop. Bun. Și să vedem cum facem instalarea. Avem acest fișier de instrucțiuni pe care îl vom urma pas cu pas. Și la pasul 1 zice să rulăm programul este212.exe, acesta. Dăm drumul la instalare și alegem toate opțiunile default. Da, deci dăm next, next. Până când la acest ecran vom debifa toate aceste căsuțe. Aici dăm OK. Bun. Ne întreabă ce interfață de diagnoză să folosim. Va rămâne setat pe standard OBD, pentru că interfețele folosite și cele pe care le vând eu pentru E-uri, pentru BMW-urile care încep cu E, ca de exemplu E90, E46, da? Aceste interfețe corespund acestei setări de aici. Așa, și dăm Next, lăsăm selectat portul COM1, și dăm drumul la instalare. Nu o să dureze foarte mult această instalare și va trebui să trecem la pasul 2. Aici, când se termină, nu dăm restart, alegem nou și finish. Da? Deci ăsta era pasul 2. La pasul 3 spune să mergem pe discul C, da? Și să ștergem aceste foldere. Adică acesta, acesta și acesta. Clic dreapta, delete. Bun. Mai departe, mi se spune ca din kitul de instalare, la cel pe care îl avem dezarhivat aici pe desktop, să copiem aceste foldere în locul celor pe care tocmai le-am șters. Deci ne întoarcem pe discul C și dăm paste acelor trei foldere. Ei, și aici este momentul în care dezactivând antivirusul vom câștiga destul de mult timp. Dacă ne uităm la viteza de transfer, avem undeva sub 1 mega pe secundă. Deci am ajuns la 1 mega jumate. Dar dezactivând antivirusul, viteza va crește destul de mult. Da, deci imediat vedem că am ajuns la aproape, chiar am atins 4-5 mega pe secundă. Ceea ce nu e extraordinar, dar totuși e mult mai bine decât cu antivirusul activat. Chiar uitați, urcă mult viteza. Așteptăm să termine pasul acesta. De fapt, chiar putem să-l lăsăm să copieze și să trecem la pasul 5. Ni se spune să copiem, da, deci de aici,
din kitul de instalare, intrăm în directorul numit OCX și copiem aceste trei fișiere. În cazul meu, pentru că Windows-ul este pe 32 de biți, trebuie să le copiez în Windows System 32. Da? Dau paste aici în directorul Windows și System 32. Dacă ați avut Windows pe 64 de biți, ar fi trebuit să le copiați aici. În C Windows SysWow64. Bun, dar pentru că la mine era pe 32 de biți, am copiat aici. Mai departe, mi se spune să deschidem Command Prompt ca un administrator. Cum facem asta? Dăm click pe Start. Asta e valabil și la Windows 7, și la 8, și la 10. Și tastăm CMD. Și ne găsește acest cmd.exe pe care dăm click dreapta și Run as Administrator. Și se deschide această fereastră, care vedem că se deschide cu cursorul în calea C Windows System 32, exact unde am copiat acele trei fișiere. Dacă ați fi fost pe un Windows pe 64 de biți, ar fi trebuit să vă mutați în directorul C Windows SysWow64 și asta făceați prin tastarea comenzii CD de la Change Directory și dând calea unde vrem să ne ducem. În cazul meu nu va merge pentru că acest director nu există, dar pe Windows pe 64 de biți ar fi trebuit să rulați această comandă. Bun, acum, pentru că ne aflăm în directorul corect, trecem la pasul 6, care spune să rulăm trei comenzi. O luăm pe prima, copy, paste, enter. Da? Și a fost înregistrat cu succes. Și la fel pentru următoarele două. Copy, paste, enter. Încă una. Bun. Și am terminat aici. Mai departe ni se spune ca de aici din kitul de instalare să luăm folderul BMW Tools. Putem lua cu copy și să-l punem pe desktop. În acest folder avem shortcut-uri către toate programele din această suită. IMPA, NCS Expert, cele mai folosite. Am uitat să vă spun la început că am instalat Standard Tools pentru că este necesar pentru a putea folosi ISTA. ISTA nu merge fără Standard Tools, da? Deci de aceea am început cu Standard Tools și de aceea instalăm. Bun. Și acum, la pasul 8, ni se spune că trebuie să ne asigurăm că interfața este pe COM1 și latency timer este setat la 1 milisecundă în Device Manager. Și haideți să conectăm interfața. Prima dată o să deschid Device Manager. Interfața n-a fost conectată până acum la calculator. Acum o voi conecta. Prima dată. Așa, și trebuie să instaleze un driver. O să lăsăm să caute driverul pe Windows Update și vă sugerez că atunci când faceți instalarea să aveți calculatorul conectat la internet ca să-și poată descărca driverul de pe Windows Update. Așteptăm un pic până termină. Uitați că deja l-a găsit. Da, a instalat USB Serial Converter și acum trebuie să găsească și driver pentru USB Serial Port. Așteptăm să-l găsească și pe acesta. Ok. Am tăiat aici un pic înregistrarea ca să nu pierdem timp cât timp el downloada driverul sau căuta driverul pe Windows Update. Și acum vedem că s-au instalat driverele, însă interfața este instalată pe portul COM3, iar în instrucțiuni se spune să o avem instalată pe portul COM1. Și dacă vă aduceți aminte, în timpul primului setup, la un moment dat am fost întrebați pe ce port COM să fie și am ales COM1. Deci, dăm dublu click pe USB Serial Port. Mergem la Port Settings, Advanced și de aici schimbăm. În loc de COM3, alegem COM1.
și la latency timer, în loc de 16 milisecunde, mutăm pe 1 milisecundă. Dăm OK. OK. Și asta e tot aici. Na? După care va trebui să dăm un restart la calculator. Eu voi da restart și voi reveni cu instalarea de ISTA. Bun, deci am revenit după restart. Să conectez iarăși interfața la laptop. De data asta nu mai este nevoie să mai modificăm nimic în Device Manager. Interfața se instalează automat pe portul comun, deci odată modificat rămâne așa. Și un prim test pe care îl putem face este să deschidem IMPA și să vedem că ne detectează cablul. Da? Dacă n-ar fi fost detectat, vedeam un cerculeț ca acesta alb. Pentru că acest cablu a fost detectat, deci e instalat bine, vedem cerculețul negru. Bun. Și mai departe, să continuăm cu instalarea ISTA. Și aici avem un mic fișier cu instrucțiuni pe care la fel îl vom respecta pas cu pas. Primul pas este să ne asigurăm că Standard Tools funcționează și l-am instalat corect, deci trebuie să funcționeze. La pasul 2 ne spune să instalăm toate programele din folderul preinstal, adică intrăm aici și începem. 1. Bun. Deci acest program este pentru mașini pe 64 de biți. Este vorba de Visual C++ 2015 pentru 64 de biți. Hai să vedem ce este al doilea. Deci al doilea este același lucru, doar că pentru 32 de biți. Da, deci dacă unul din programele de la 1 sau 2 se instalează, este suficient. Amândouă reprezintă același lucru, doar că unul e pentru calculatoare pe 32 de biți, celălalt pentru calculatoare pe 64 de biți. Pasul 3. Ok, acesta e pentru calculatoare iarăși pe 32 de biți. Ok. Pasul 4. Acesta pare să fie ceva update de Windows. Eu am făcut oricum toate update-urile la acest Windows. S-ar putea să nu fie necesar acest pas, dar e bine să-l rulăm ca să fim siguri că e tot în regulă. Na, e de fapt .NET Framework. Și ni se spune că nu va fi instalat pentru că este deja instalat pe calculator .NET Framework. Deci, în cazul meu este deja instalat. Dacă nu l-aveți instalat, butonul de continuare ar fi fost activ și ați fi putut merge mai departe. Nimic complicat, doar next, next, next. Avem Java la pasul 5. Ok, s-a instalat și Java cu succes. Pasul 6. Ok, pare că asta a fost tot la pasul 6.
La pasul 7 trebuie să adăugăm, de fapt 7, 8 și 9, adăugăm ceva în registri. Se pare că a adăugat cu succes. Haideți să vedem și despre ce era vorba. Ok, da. Bun. 8 la fel, dăm dublu clic. Yes, ok. 9, dublu clic. Yes, ok. Și mai avem o licență. O să vedem mai târziu ce facem cu ea. Bun, revenim la instrucțiunile de instalare. Da, deci după am instalat tot ce aveam în folderul preinstal. Mai departe, luăm folderul Rheingold și îl mutăm în C Program Files x86. Deci, luăm folderul Rheingold, copy. De fapt, pentru a face lucrurile mai repede, o să-i dau cut. Și în cazul meu n-am Program Files x86, acel folder se regăsește pe sistemele pe 64 de biți, eu am doar Program Files, drept pentru care voi copia aici. De fapt, voi muta. Mutarea ar trebui să fie mai rapidă. Mutând de pe aceeași partiție pe aceeași partiție, ar trebui să meargă foarte repede. Bun, deci am efectuat și acest pas și acum trebuie să creăm un shortcut pentru istagui și se află în Rheingold Tester GUI bin release. Rheingold Tester GUI bin release și avem istagui. O să facem un shortcut pe desktop. Da? Pe care o să-l redenumesc eu Ista. Bun. Da, și în fine, suntem instruiți să mutăm shortcut-ul în BMW Tools. Adică să-l luăm de aici, să-l mutăm aici. Eu nu o să fac asta. Bun, și acum lansăm Ista și terminăm setup-ul. Când ni se cere o licență, ni se spune să copiem de aici din kitul de instalare Insta License, care pare să fie același lucru cu ce aveam aici, Rheingold License. Bun, deci, haideți să pornim Insta. Bun. Așa, și aici o să copiem acea licență. Deci, intrăm în acest fișier, apăsăm Ctrl-A ca să selectăm tot, right-click, copy și dăm paste aici. Și next. Aici, nu știu ce trebuie scris. Da, am pus o liniuță și mi s-a activat butonul Finish. Ok. Și cred că asta este tot. Haideți să vedem. Bun. Ista pornește. O să dureze un pic. Și după ce pornește, pasul următor ar fi să mergem la mașină, să vedem că într-adevăr totul este funcțional. Deci o să opresc înregistrarea acum și o să merg la mașină cu laptopul și cu cablul, ca să vedem că într-adevăr comunică interfața cu mașina. Ok, deci acum sunt la mașină. O să pornesc motorul.
conectezi interfața. Așa. Și o să zic să rulăm prima dată identificare without vehicle test. Aici putem lăsa să acceseze internet, nu ne deranjează. Cred că mai avem ceva setări de făcut. Da, deci trebuie să mergem aici pe cheița aceasta. La se deschide această fereastră, mergem în VCI config. Selectăm EDIA Bus Default Settings. OK. Și să încercăm încă o dată. Bun, și după cum vedeți, deja comunică cu mașina. O să cenzurez vinul mașinii, dar se vede, da, că s-a conectat și a luat informațiile despre mașină. Da, deci cam asta este instalarea. Dacă aici n-ar fi comunicat, vedeți că aceste interfețe au un switch. Da? Mutați switch-ul pe altă poziție. Într-o anumită poziție merge pe mașinile mai noi, în altă poziție merge pe mașinile mai vechi. Da? Deci, spre exemplu, un E46 va merge cu switch-ul într-o anumită poziție, un E90 va merge cu switch-ul în cealaltă poziție. Da? Deci asta a fost toată instalarea. Sper să vă fie de folos și în caz că vă este, dați un like la video și eventual subscribe la canal. Mulțumesc mult!